În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acum liberează pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău, în pace. Iubiți credincioși, iată-ne la 40 de zile de la nașterea Domnului. Noi suntem obișnuiți să ne uităm întotdeauna înainte, dar înaintea noastră este postul, înaintea noastră este praznicul învierii Domnului, înaintea noastră este tot restul calendarului, dar ne-am mai întrebat noi ce a fost înainte de ziua aceasta. Poate că ne surprinde astăzi să aflăm că pruncul Iisus este adus la templu pentru a se împlini rânduiala de 40 de zile. Asta înseamnă să ne aducem aminte cu drag de anumite evenimente. Pentru că dacă nu ne aducem aminte cu drag de evenimente, evenimentele acestea încep să se piardă. Noi, uitându-ne numai spre viitor, cu siguranță că acestea rămân prea în urmă. Dar să știți că un eveniment important, cu cât este mai în urmă și este adus în ziua de astăzi, cu atât vine cu mai multă putere și chiar am să vă spun că și amănuntele evenimentelor petrecute de mult din viața noastră sau altora devin din ce în ce mai cunoscute. După cum bine știți, memoria noastră este împărțită în mai multe. O memorie pe termen lung, o memorie de adâncime și o memorie a zilei de astăzi sau de ieri. Cu cât înaintăm în vârstă, constatăm că ne aducem aminte mai ușor de evenimente din copilărie decât ne aducem aminte de ce am mâncat de dimineață dacă s-a făcut seară. E bine, această memorie însă, dacă o antrenăm și perseverăm în a o așeza într-un anumit fel, cu siguranță că devine aliatul nostru în lupta cu timpul. Și să știți că timpul nu este numai înaintea noastră, este și în spatele nostru. Trebuie să ne plasăm frumos în timp. Dar înainte de a ne plasa frumos în timp, trebuie să ne plasăm frumos în evenimente. Și anume, am venit astăzi pregătit să vă spun diverse lucruri. Dar, dimineață, un eveniment m-a tulburat așa de tare în sensul pozitiv, încât mi-am schimbat absolut tot ceea ce vreau să vă spun. Și anume, era la iconostas icoana cu Sfântul Ierarh Nicolae, icoana hramului, nimic rău. Dar vroiam să fie și icoana praznicului, praznicul întâmpinării Domnului. Și l-am trimis pe un ucenic de-al meu și zic, caută între icoane, vezi că e măricică, nu e nici prea mare, nici prea mică. Dar el, săracul, s-a uitat la mine și zice, dar după ce o să o cunosc? A, nicio problemă, spun care sunt personajele, vezi că trebuie să fie pruncul Iisus, să fie Iosif și Maria, Maica Domnului și cu dreptul Iosif, să fie dreptul Simeon și prorocița Ana. Acum nu știu exact ce-o fi băgat la cap. Cert este că după vreo 2-3 minute când am văzut că transpiră abundent și caută la icoane, zic, stai așa puțin, să nu pui la iconostas până când nu mi-o arăți. Că s-ar putea să o confunzi cu intrarea în biserica Maicii Domnului. Pentru că și acolo apare un personaj și poți să confunzi pruncul, că este Iisus sau e mama lui, s-ar putea să confunzi. Și mai stau eu ce mai stau, într-adevăr, nu a confundat pe Iisus cu nimeni. Dar mi-a adus icoana intrării în Ierusalim a Mântuitorului. Și mi-a arătat-o și a zis, păi asta e cu floriile. Și acum toată slujba m-am gândit, mă, ce confuzie să se fi petrecut. Cred că o boală a ucenicilor este aceea de a nu asculta până la capăt. Când a auzit de întâmpinarea Domnului, această întâmpinare, într-un tablou așa al unui eveniment dinaintea noastră, înseamnă că cineva vine către altcineva. Și iată unde era confuzia, pentru că legătura între
întâmpinarea Domnului de către Simeon și întâmpinarea Domnului de către cetatea Ierusalimului la intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim, nu era nicio diferență. Nu s-a mai uitat că este asinul, nu s-a mai uitat că Mântuitorul nu mai e copil, a văzut niște copii urcați în sicomor și o fi zis, asta e. Ce vreau eu să vă spun este următorul lucru. Toată slujba de astăzi m-am gândit că mesajul acestui praznic este atenția la detalii. Ce ne aducem aminte și ce nu ne aducem aminte? Ce este personaj principal și ce este personaj secundar într-un anumit praznic, dar și ce este principal, ce este secundar în praznicul vieții noastre, în evenimentul pe care îl petrecem noi, cu noi înșine. Ce trebuie să reținem și ce nu trebuie să reținem? Uneori, așa cum știți, acum 22 de ani, eu am fost învrednicit să fiu hirotonit diacon. Chiar în această sărbătoare. Pentru mine a fost slujba cea mai importantă din viața mea. Harul îl primim în multe sfinte taine, dar îl primim pentru a-l folosi de fiecare dată cu un anumit scop și mai ales în anumite condiții. Primim taina Sfântului Botez ca să intrăm în familia mare creștină. Primim taina cununiei ca să putem să ne înțelegem bine în familie și să avem urmași să mergem mai departe. Primim taina Sfântului Mir, primim taina spovedaniei ca să fim iertați de păcate. Primim taina Sfântului Maslu pentru sănătate sufletească și trupească, dar taina preoției este o taină pe care o primim ca să o dăm mai departe. De aceea este una dintre tainele care trimit harul ca noi să-l dăm mai departe. Ați auzit de expresia cutărică are har și cutărică n-are har? Sau așa pe românește, ăsta-i popă cu har. M-a întrebat cineva ce este cu această expresie și le-am zis, este foarte simplu. Vă aduceți aminte că înainte vreme erau magazine mixte sau universale și aveau acolo de la caiele pentru potcoave de cai până la marmeladă. Și venea bietul om și întreba, aveți ouă? Acum e foarte complicat să întrebi la un hipermarket dacă au ouă. Și cu siguranță că au și le cauți. Problema este următoarea. Întreba omul și îi se răspundea. De multe ori era marfa respectivă, dar de altă nu era. Dar spunea, ținem, dar nu avem. Adică n-ai intrat într-un loc să întrebi de prăjituri și aici se vând numai cuie sau potcoave. Și acest ținem, dar nu avem, este o realitate. Harul se dă, ținem adică, dar îl avem numai în măsura în care îl dăm mai departe. Dacă oprim caneaua harului și harul rămâne numai la noi, să știți că încet, încet, nu ne părăsește, el este acolo, dar nemai folosindu-l, cu siguranță că nu ne mai este nici de folos, pentru că nouă ni s-a dat ca să-l dăm mai departe. E bine, așa este și cu harul preoției. Harul preoției pe care îl primești din mâna unui ierarh și prin succesiune apostolică direct de la Mântuitorul, prin Sfinții Apostoli și prin toți preoții pe care i-au hirotonit până în zilele noastre, este o realitate a scurgerii lui. Dar dacă noi nu suntem atenți și nu-l folosim, bineînțeles că el, ca să spunem așa în termeni medicali, se atrofiază. V-am mai spus și altă dată că se spune că înainte vreme preoții aveau 3 mâini. Da, 3 mâini. Erau 2 de luat și 1 de dat. Cu timpul însă, nefolosindu-se cea de dat, s-a atrofiat și a căzut. Și iată că avem numai 2, ne-a mai rămas. Dacă nu folosim niciodată harul sau darul sau talentul pe care Dumnezeu ni l-a dat, cu siguranță că el stă în colțul lui acolo, așteaptă colaborarea noastră și dacă noi nu-l băgăm în seamă, nici nu ne bagă în seamă pe noi. De aceea spuneam mai devreme,
că orice amintire, cu cât este mai departe de ziua de astăzi, cu atât este mai clară. De ce? Pentru că ea se sedimentează, ea se așează pe anumite plăci ale minții noastre, astfel încât iese la iveală mai ușor decât ceea ce e foarte tulbure. Imaginați-vă că luați un pahar cu apă dintr-un pârâu și dacă nu-l lăsați să se limpezească, să se decanteze, vă dați seama că este foarte tulbure. Dar dacă îl lăsați, se adună apa curată deasupra și ce este impuritate se lasă la fund. De aceea, așa se întâmplă și cu amintirile noastre. Și eu, unul personal, scormonindu-mi în fiecare an întâlnirea mea cu Dumnezeu de la praznicul cel mare al întâmpinării Domnului, mi-am dat seama că îmi vin niște amănunte în minte pe care credeam că le-am uitat. Sau știam despre mine puține lucruri care s-au întâmplat atunci. Acum însă vă pot spune exact ce culoare aveau veșmintele cu care eram îmbrăcat și ce culoare avea veșmântul Sfintei Mese pe al cărui colț am așezat fruntea ca să primesc harul preoției. Nu sunt amănunte gratuite, sunt amănunte care îmi spun mie că harul nu a rămas deoparte, ci a conlucrat cu mine până acum. M-am luptat cu harul în sensul bun al cuvântului, așa cum Iacov l-a luat pe Dumnezeu de mână și a zis: până când nu mă binecuvintezi, nu-ți dau drumul. Așa trebuie să fie și lupta aceasta cu harul. Dacă tot suntem lângă har, trebuie să spunem: nu plecăm de aici până când nu ne binecuvintezi. Te dăm mai departe ca să vină ecoul binecuvântării spre noi. Pentru că dacă vom striga în gura mare "te iubesc" într-o pădure, cu siguranță că va veni ecoul "te iubesc". Dar dacă vom striga "te urăsc" sau "nu te bag în seamă", ecoul ne va spune același lucru. Contează foarte mult cum pornim noi lupta. Și vă aduceți aminte de cele două cetăți care aveau război și aveau fiecare cât un tun, dar exista o singură ghiulea. Și cine a început războiul? Cel care avea ghiuleaua. Și a dat-o și a dărâmat un sfert în zidul cetății celelalte. Ăștia au luat ghiuleaua, au pus-o în tunul lor și au dat drumul. Și au dărâmat și ei o anumită parte din zidul vecin. După care ăștia au luat-o din nou și la un moment dat, unul mai isteț, un adevărat conducător, a zis: unde e ghiuleaua? La noi. Bun, aici rămâne. Și a terminat războiul. Nu poate să termine războiul decât cel care are ghiuleaua cu el. Adică omul. Cetatea cealaltă este a celelalte împărății, a diavolului. Și dacă noi conferim diavolului muniție, cu această muniție ne bate peste cap. Diavolul, să știți că nu vine la noi cu ispite care ne sunt străine. Niciodată nu o să fie ispitit cu un anumit lucru străin firii noastre nimeni dintre noi. De exemplu, pe mine, unul personal, că nu pot să mă laud așa cu multe, nu poate să mă ispitească cineva cu vreo țigare sau cu vreo femeie. Că nu am avut niciodată niciun derapaj pe această temă. Dar pentru alții, acestea sunt ispite mari. Acestea sunt ghiulelele pe care le aruncăm în cetatea celuilalt. Dar dacă nu le aruncăm și le ținem cu noi și ne înfrânăm, cu siguranță că nu avem cum să pierdem acest război. Războiul, să știți că oricum se dă, dar trebuie să știm să nu conferim vrășmașului muniție de război. Iubiți credincioși, astăzi este un praznic al întâlnirii cu Dumnezeu. Și vă promiteam că am să-mi scormonesc mintea să vă spun câte ceva din trăirile pe care le-am avut atunci. Un diacon, înainte de hirotonie, este așezat la icoana Maicii Domnului cu un lighean în care urmează să spele pe mâini ierarhul și în lighean este o cană plină cu apă și prosopul acela mare cu care trebuie să șteargă ierarhul, îl așează ierarhul pe capul candidatului și acesta rămâne cu ligheanul, cu cana și cu acoperit cu acea mahramă, acel prosop mare,
rămâne la icoana Mântuitorului să spună toate gândurile Mântuitorului, ca să se obișnuiască într-o intimitate deosebită. Numai el și cu Mântuitorul Hristos, căruia urmează să-i se încredințeze slujirea. Acum, vă imaginați că dacă nu ai antrenamentul să stai de vorbă cu Dumnezeu, intri în panică și începi să simți greutatea ligheanului și a litrului de apă care este în cană. Nu te ajută să respiri prea bine mahrama aceea pe care o ai pe cap. Și dacă încetezi dialogul cu Dumnezeu, pe românește ai încurcat-o. Pentru că neputințele încep să lungească secundele și constați că în loc de o oră cât durează acest canon, ora aceea se face, cum zicea Părintele, Dumnezeu să-l odihnească, Antonie, Mitropolitul Ardealului, 3 ceasuri în iad. Te taie transpirațiile, nu mai știi cum te cheamă, mâinile încep să tremure. Am văzut la alți candidați așa ceva și văzusem și înainte de a păți eu, dar în momentul în care mi-a zis ierarhul, rămâi aici și spui tot ce știi lui Dumnezeu, nici nu știu când, peste o oră, m-a luat și m-a mutat la icoana cealaltă a Maicii Domnului, ca să-i spun și ei, de parcă n-auzise ce spusesem în partea cealaltă. E bine, după momentul hirotoniei am rămas diacon vreo 2 ani și jumătate și am vrut să-i ajut pe confrații care veneau și ei la hirotonie și le lăsam cana numai cu foarte, foarte puțină apă. Atâta puteam să fac, să-i ușurez puțin din suferința de a ține brațele la 90 de grade încordate timp de o oră. Mi-au mulțumit foarte mult după aceea și după ce s-a încheiat acest canon de trecere de la icoana Mântuitorului la Maicii Domnului, a venit ierarhul și formula spălării pe mâini este o întrebare din partea candidatului și un răspuns din partea ierarhului. Câți sunteți credincioși? Și se toarnă de 3 ori apă și ierarhul spălându-se spune, toți suntem credincioși. Adică în biserică, în biserica primară, de unde a început acest obicei, mai erau și cei care învățau alte lucruri despre persoanele Sfintei Treimi sau despre Maica Domnului și aceștia erau considerați necredincioși. Ierarhul și ceilalți slujitori erau atenți ca nu cumva în biserică, atunci când slujesc ei, să fie și acești necredincioși, ca nu cumva să înceapă să vocifereze sau să blasfemieze în gura mare și așa mai departe. Și de aceea era ca un duș rece întrebarea aceasta, cât sunteți credincioși? Toți suntem credincioși. Și după ce mi s-a răspuns așa, a început pregătirea. Ca să fii îmbrăcat cu reverendă, imaginați-vă că aveți o rochie foarte lungă pe care o îmbrăcați oficial, cel puțin pentru prima dată în viață. Pentru că n-are ce căuta un candidat așa nehirotonit, îmbrăcat în reverendă. Să faci metanii mari, încercați. Și dacă nu veți lua seamă la câteva amănunte, n-aveți cum să vă mai ridicați după prima metanie. Norocul meu este că aveam un coleg de facultate, diacon, înaintea mea și mi-a spus, Marius, ai grijă, nu cumva să ridici de la pământ, să pierzi contactul cu vârful pantofului, că nu te mai ridici. Și așa am făcut. M-am dus pe vârfurile din față, m-am întors la fel. Bineînțeles că am prins pe la călcâi puțin reverendă, dar am putut să mă ridic, pentru că mi-a spus, dacă simți că ai prins ceva în spate, te ridici tot pe vârfuri, până când stai în picioare. Și am rezolvat problema asta. După care am predat și eu această lecție, câțiva, nu știu dacă au fost la fel de atenți ca ucenicul cu icoana de dimineață, dar s-au împiedicat pe acolo și a trebuit cu greu să-i ridicăm. Pentru că cu cât încercam noi să ridicăm, cu atâta ei călcau pe reverendă și nu se mai puteau ține pe picioare. Ei bine, după ce am trecut acest test al metaniilor îmbrăcat într-un veșmânt nou în viața mea, la care visam de multă vreme, am fost luat de brațe de către preoții
catedralei și am fost dus în fața ierarhului, care a întrebat, vrednic este? Și corul a răspuns, vrednic este. Dar nu este numai o formulă, să știți. Dacă cineva m-ar fi urmărit și ar fi avut asupra mea vreun cuvânt împotrivă, ar fi spus, nu este vrednic, și se oprea taina și se făceau apoi niște cercetări și dacă ierarhul considera că n-a fost decât o glumă sau n-au fost argumentate aceste refuzuri, putea să hirotonească la altă slujbă însă. Slujba mergea mai departe, fără evenimentul, ar fi mers mai departe, fără evenimentul hirotoniei. E bine, după ce au întrebat aceste lucruri, m-au dus în altar și acolo m-am întâlnit cu colțul Sfintei Mese. Colțul din dreapta al Sfintei Mese, unde se află și icoana care nu se vede pentru că este chiar lipit de Sfânta Masă și apoi vin celelalte acoperăminte, icoana Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, cel care la cina cea de taină și-a plecat fruntea către Mântuitorul. Această plecare a frunții spre îmbrățișare întotdeauna îmi aduce aminte, ori de câte ori la slujbe, când suntem chemați din nou la rugăciune, să ne aplecăm asupra acestui colț al Sfintei Mese. După care am înconjurat de 3 ori Sfânta Masă și apoi am fost din nou în fața lumii și mi s-au dat veșmintele, stiharul, orarul și mânecuțele. Iubiți credincioși, încep încet, încet să cred că n-am uitat nimic. Încep să-mi dau seama că dacă mă întrebați ce-am făcut ieri după ora 6, nu prea pot să vă spun cu atâtea amănunte, dar ce s-a întâmplat acum 22 de ani, vă pot spune cu toate amănuntele. Nu vă exagerez, dar știu și ce veșminte avea ierarhul și ce cruce avea la gât și ce veșminte aveau preoții care m-au condus la hirotonie. Aceste lucruri îmi dau de înțeles că harul lucrează. Și cu cât lucrează mai mult, cu cât îl pui mai mult la muncă, cu atât este antrenat mai mult. E ca și în sport. Dacă te antrenezi mult, poți să faci performanță. Dacă te antrenezi puțin, să nu te mai miri că te-au întrecut alții care s-au antrenat mai mult. Iubiți credincioși, acest mare praznic, pe care nu vreau să vi-l confisc cu amintirile mele, vreau să fie un praznic al întâlnirii fiecăruia cu Dumnezeu. Și dacă spuneți că nu ați avut așa lucruri importante de povestit și altora, vă înșelați. Cu siguranță, dacă veți scotoci cei care v-ați căsătorit acum 25-30 de ani, veți scotoci în lada de zestre a memoriei, vă veți aduce aminte și unde stătea mama, unde stătea tata, ce preot era, cum arătau cununiile și cum arăta Evanghelia pe care v-ați aplecat atunci când preotul citea jurămintele pentru soț și pentru soție. Iubiți credincioși, fiecare dintre noi are amintiri frumoase, dar trebuie să știe să le folosească. Sunt amănunte în viața noastră pe care trebuie să știm nu numai să le scormonim, ci după ce le-am găsit, să le protejăm, pentru că sunt amănunte. Așa cum am spus, de dimineață icoana trebuia să arate cu toate personajele. Trebuia să aibă și atitudine de întâmpinare și m-am bucurat că această întâmpinare a fost confundată pentru a vă spune și dumneavoastră cum stau lucrurile cu amănuntele dintr-un eveniment. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca după ce am descoperit evenimente frumoase din viața noastră să spunem, acum liberează pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.